Prima vizită la ginecolog ar trebui efectuată în jurul vârstei de 13-15 ani, ideal înaintea începerii vieții sexuale, pentru a putea informa adolescenta asupra metodelor contraceptive, asupra riscurilor legate de bolile cu transmitere sexuală sau a riscurilor legate de o sarcină la o vârstă tânără, cât și despre posibilitatea de vaccinare împotriva virusului HPV. Consultul ginecologic se recomandă anual pentru a ne asigura de starea de bine a pacientei și pentru a efectua investigații care ajută la prevenirea sau depistarea precoce a unor patologii, cum este cancerul de col uterin, prin examenul Babeș-Papanicolau. De asemenea, se recomandă ori de câte ori apar simptome deranjante, cum ar fi durere abdominală, scurgerile vaginale anormale, sângerarea anormală sau lipsa menstruației. O altă situație care necesită controle regulate este sarcina, medicul obstetrician fiind cel care confirmă sarcina și recomandă viitoarei mămici investigațiile suplimentare necesare fiecărui trimestru de sarcină și va monitoriza clinic și ecografic mama și viitorul bebeluș.